salutăm deopotrivă pe toți primarii și viceprimarii care sunt prezenți la acest forum al educației inteligente. Vrem să vă spunem mai multe mâine. Vrem să vă spunem că ne dorim să avem pista de biciclete, că doamna dumneavoastră, Consiliul Județene, a Bateului, să avem pe lângă siguranță rutieră și siguranță pentru biciclete, să poată și copiii, de pildă, să ajungă la școală pe bicicletă, ca să nu mai fie așa somoră la prima oră. Pentru că educația este temelia oricărei națiuni și le-aș recomanda colegilor să investească, să investească cât se poate de mult în ceea ce înseamnă școală inteligentă, pentru că astfel ne pregătim o generație inteligentă și un viitor sănătos. Noi suntem de câțiva ani promotorii conceptului Smart Village. Am spus că ne dorim un sat inteligent, ne dorim să dezvoltăm comunitățile rurale inteligent și, bineînțeles, în acest concept complex numit Smart Village, avem un punct important cu școala inteligentă. Și în 2019, când nu era pandemie, când nu ne vorbeam despre COVID, când nu vorbeam despre digitalizare foarte mult, am deschis prima școală smart din mediul rural din România. O școală în care ne-am încăpățânat să arătăm că școala de la sat poate avea viitor. Școala de la sat, să știți că nu este școala de la sat despre care se vorbește la începutul fiecărui an, cu toaleta în curte. Știu, am vizitat și toaletele de aici și inclusiv toaletele, să știți că sunt smart. Și dar sunt înăuntru, în interiorul nu, școlii. Nu trebuie să existe o astfel de școală. Și dacă nu înțelegem motoul acela lui Spiru Haret, care e scris, primele rânduri pe care le-am scris pe pereții școlii din Ciugud. Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Cum arată astăzi școala, va arăta mâine comunitatea noastră. Și scoatem moneda virtuală. Am primit 4 ciugubani. Ciugubani. Educația competitivă înseamnă că pregătește studenți, elevi pentru piața muncii. De aceea trebuie să existe o legătură permanentă între sistemul de educație, companii, administrația locală, ca să putem crea comunități inteligente. Ce faceți pentru școli? Pentru că vorbim despre educație și ne interesează. Există soluții de iluminat inteligent dedicate pentru școli? Există două răspunsuri aici, anume ne dorim să facem multe pentru școli, însă în România suntem la început. În afară de partea de iluminat, care este evidentă trecerea la LED, care este cea mai economică, este vorba și de calitatea luminii, și anume culoare, intensitate, reglaj, toate lucrurile acestea ar trebui să fie din ce în ce mai mult introduse în caietele de sarcini și în final să ajungă pe băncile copiilor. Ne aflăm în laboratorul de informatică și TIC al Școlii Gimnaziale Avram Iancu din Alba Iulia, laborator dotat cu aparatură de ultimă generație, cu calculatoare de tip Only One. Lucrăm pe o platformă a Microsoft, pe platforma Microsoft Teams. Ne-a ajutat foarte mult în învățământul online. Noi am lărgit așa laboratorul de informatică, l-am mutat, să zicem, în fiecare sală de clasă. Fiecare sală de clasă de la gimnaziu este dotată cu display-uri de tip smart. Aceste table sunt conectate la internet, avem rețea de internet în fiecare sală de clasă din unitatea noastră și da, a făcut posibil să fie un acces foarte ușor la învățământ online. Cadrele didactice au venit, au predat de la școală în pandemie din fața tablelor, care au fiecare are câte o cameră video. Și am încercat să dezvoltăm școala duală. Am început cu un număr redus de elevi, cu 46, și am ajuns la 232 de elevi la ora actuală. În câte clase? Sunt în 8 clase, la toate nivelurile, clasa 9, 10 și 11, și avem 3 calificări în care se specializează elevii noștri. Avem electromecanic, utilaje și instalații electrice, modelier și operator la mașini cu comandă numerică. Promovăm învățământul dual de mulți ani, de 8 ani de zile avem deja școli învățământ profesional dual tip german. Deci Bâșa are un istoric îndelungat la Blaj, dar cum v-ați decis să faceți aici o școală duală?
Identificarea acestei lipse mari de competențe de pe piața din România a fost relativ rapidă și pentru noi ca și companie. Și atunci, în 2014, am hotărât să încheiem primul parteneriat pentru școală duală. Am început cu Alba Iulia, cu Liceul Alexandru Domșa, după care am făcut al doilea parteneriat cu Liceul Timotei Cipariu de aici, din Blaj. Modul în care noi punem competențele în practică de la o vârstă fragedă ajută la creșterea performanței companiei. Lucruri extraordinare, felicitări! Sper să deschideți cât mai multe astfel de centre de training în toată țara. Numai bine! Mulțumim.